Competiția s-a desfășurat la Satu Mare și a reunit la start sute de luptători din România, Ucraina, Republica Moldova, Cehia, Serbia, Ungaria, Slovacia, Croația, Polonia, Danemarca și Franța. Performerul delegației sucevene a fost Adrian Agache. Sportivul de la LPS Suceava a confirmat forma bună de la naționale și a câștigat medalia de aur la categoria 76 de kilograme. Alți doi sportivi de la LPS Suceava, Cosmin Mihalache și Teodor Chira, s-au întors acasă cu medaliile de argint, obținute la categoriile 73 respectiv 100 de kilograme. Clubul CSM Suceava a urcat pe podiumul de premiere prin Bogdan Pop și Ioan Bălan, care au cucerit bronzul la 46 și 53 de kilograme. Antrenorii suceveni au ținut să mulțumească primăriei și Consiliului Local, Consiliului Județean, conducerilor CSM și LPS Suceava, Inspectoratului Școlar Județean și celor de la Palatul Copiilor din Suceava pentru sprijinul acordat.